Aula Mare a Universității Dunărea de Jos din Galați găzduiește zilele acestea prima ediție a târgului de joburi în vânzări directe. Astăzi are loc în Galați primul târg din România și din Galați, târgul carieră în vânzări directe. Este o idee inedită, un eveniment inedit, pentru că am reușit să strângem mare parte din companiile care fac vânzări directe din piața noastră locală și companii care nu sunt în piața noastră. La nivel de țară sunt peste 30 de companii, noi am reușit să aducem 14. Sperăm că la cealaltă ediție să aducem și mai multe, în așa fel încât gălățenii, cei care sunt interesați de o carieră într-un astfel de domeniu, să poată să câștige bani în plus. Sunt așteptați tinerii, dar și pensionarii sau mămicile care vor un ban în plus. A fost foarte mulți vizitatori, noi am targetat persoane începând cu vârsta de 18 ani, până la pensie, inclusiv 60-65 de ani, oameni care doresc să-și rotunjească un pic veniturile. Agenții de vânzări din ușa în ușa încearcă să câștige clienți pentru rujuri, farduri, creme, parfumuri, suplimente nutriționale, accesorii casnice, jucării sau asigurări. Acestea reprezintă pentru mai bine de jumătate de milion de români un business cât se poate de serios, care îi ajută să-și rotunjească veniturile. Târgul de joburi organizat la Galați în perioada 6-7 iunie este primul din România de acest gen.